formă bună pentru, pentru Balaure. 10 meciuri și 3 goluri are. Urcă Brown, așteaptă Funcho. Elegantă devierea lui Funcho. Mingea ajunge din nou la Brown. O centrare care duce balonul în plasă. Ioniță! Ce deschidere de scor! Ce deschidere de scor rapidă! O fază pe care am văzut-o și acum un minut și ceva atunci, însă centrarea lui Brown nu a reușit să ajungă în careu și se confirmă ce arată statistica. Până la acest joc, Hermannstadt primise un gol în 9 dintre cele 10 partide disputate. Și în orice caz, ia gol în fiecare meci acasă în această ediție de campionat, dar faza este superbă. Aici duelul aerian câștigat de Iacob. Cred că aici au încercat gazdele să aducă un argument împotriva acestui gol. Este depășit Butean, apare destul de târziu acolo la dublaj al Hassan. Și vine târziu Sotamino cu Ioniță. Uite, a fost aproape lângă el, lasă apoi să treacă. Gol splendid după o acțiune foarte bine începută, continuată și finalizată. Ioniță puntează din nou. Al doilea gol marcat de Ioniță în campionat, în sezonul acesta. Își păstrează locul de titular Ioniță, pentru că are meritul de a fi scos Rapidul dintr-o pasă mai puțin fericită în meciul cu CFR Cluj.